Toate echipele din Liga a 3-a au disputat o etapă intermediară contând pentru campionatul Ligii a 3-a 2011-2012. Fotbal Club Municipal Târgoviște a jucat pe teren propriu cu Prometeu Craiova. Partida s-a încheiat cu victoria băieților de la FCM Târgoviște, scor 2-0. Încă din primul minut de joc am putut citi determinare pe chipul celor de la Fotbal Club Municipal Târgoviște. Iliescu și Enescu au ratat în primele minute de joc ocazii mari de a deschide scorul. În minutul 37, Petculescu a trimis o diagonală, iar Zidăroiu a preluat cu capul și mingea a poposit în poarta lui Băluță. Pe tabela de marcaj, FCM Târgoviște a deschis scorul 1-0. Zidăroiu, gol! Centrare de pe banda dreaptă, Petculescu, detentă frumoasă, Marius Zidăroiu și poarta lui Petre Băluță a fost bătută de fundașul dreapta târgoviștean. 1-0 pentru FC Municipal Târgoviște în minutul 37. La doar 4 minute diferență, în minutul 41, Zidăroiu centrează în gura porții, Enescu vine la primire și acesta dublează scorul pentru Fotbal Club Municipal Târgoviște, 2-0. Gâldău, Zidăroiu, poziție extremă dreaptă, gol! Valentin Enescu, minutul 42, 2-0 pentru FC Municipal Târgoviște. Centrare Marius Zidăroiu ca Valentin Enescu, care a dublat scorul 2-0 pentru FC Municipal Târgoviște. La pauză, băieții de la Fotbal Club Municipal Târgoviște aveau asigurată victoria. În repriza secundă, cele mai multe ratări și le-a trecut în cont Dragnea, care putea tripla de nenumărate ori scorul. Și oltenii au dat ceva frisoane portarului Radu Zegheru. În minutul 87, Grigore ratează o șansă mare de a tripla scorul la o centrare venită de la Zidăroiu. O victorie muncită, dar de 3 puncte! Marius Zidăroiu! În poziție bună, centrare fața porții! Ratare, Adrian Grigore! N-ai voie să-l atenți în această situație! Fotbal Club Municipal Târgoviște a reușit prima victorie din acest retur. A fost altceva. Acest lucru l-a subliniat și președintele de la FCM Târgoviște, Gheorghe Zotic. Încă de la meciul trecut, se pare că ne-am pus un pic pe picioare, a făcut un egal, ne sperăm să ținem tot așa. Inspirată mutările lui Remus Gâmencea meciul de astăzi? Da, sunt încă jucători care nu duc un meci întreg din cauza unor probleme de sănătate, de, știu eu, au avut anumite examene, dar sperăm să fie bine. După cum se vede, pe ce mai e revenire de formă? E revenire de formă și sperăm să câștigăm și la Rovinar și să mergem tot așa. Zidăroiu, iată un debut fericit, o pasă de gol și o reușită. Și Zidăroiu, și Dragnea, și cei care la început nu i-am băgat în seamă, astăzi îi băgăm în seamă pentru că avem nevoie de ei. Dar o echipă foarte tânără și un curaj mare al lui Remus Gâmencea. Da, vrem să facem o echipă din vară mai tânără, dacă e posibil, și o de perspectivă. Antrenorul Remus Gâmencea a fost mulțumit de evoluția băieților săi, dar a spus că se putea și mai bine. Eu sunt mulțumit în primul rând de rezultat. Sunt mulțumit că am marcat 2 goluri astăzi. Vedeți și noastră că e foarte greu să înscriem. Și cu toate că ne avem foarte multe oportunități, reușim foarte greu să introducem mingea în partă. O victorie muncită, sincer, muncită, și vedeți, nu contează cu ce echipă joci, pentru că la nivelul diviziei C nu mai sunt mari valori. În momentul în care joci mai ordonat și ești mai muncitor, ai numai de câștigat. Dar a fost și o relaxare nepermisă spre finalul. Am permis oaspeților să rateze mari ocazii. Da, asta le-am reproșat și eu jucătorilor mei, pentru că faza defensivă încă mă nemulțumește, pentru că pe tot parcursul jocului trebuie să avem același comportament și pe faza de apărare și pe faza de atac. Însă vedeți, neastră, e foarte greu. Ăștia sunt băieții care îi avem la dispoziție, cu ăștia lucrăm.
și altceva nu. Dar au fost mutări inspirate. Introducerea lui Gabi Dragnea a violat oarecum atacul, chiar și în repriza secundă. Ceilalți jucători inspirați și-au dat satisfacție. Deci când am văzut echipa lor, după primul sfert de oră, mi-am dat seama că Dragnea, până deplasarea lui foarte bună și până pressingul care îl face, îi dezechilibrează pe adversari. Și de-aia și deci dacă eu îi cunoșteam, îi vedeam și îi cunoșteam mai de mult, începeam direct cu Dragnea, vă spun sincer, pentru că am văzut că pe linia de fund acolo erau fundașii centrali foarte greoi, nu aveam nicio treabă cu fotbal, adică de divizia ce. E semnalul revirimentului? Va continua acest reviriment și în etapa următoare? Noi sperăm, vă dați seama, e puțin cam greu pentru că e o deplasare foarte lungă, să facem în ziua meciului deplasarea. Deplasare lungă și o să fim puțin obosiți, dar sper că pe mobilizare și până așezarea noastră în teren să venim cel puțin cu un punct. Dar foarte tânără echipa aliniată în partida de astăzi, cu excepția celor doi care au fost și scoși, Ionuț Pătrulescu și Alexandru Filip. Da, am terminat jocul cu 5 jucători sub 21 de ani în teren, înțelegeți? Am și făcut schimbarea asta pentru că era nevoie de forțe proaspete, de ceva să vină cu ceva nou, să vină cu prospețime și au avut ceva prospețime pentru faza de atac, însă m-a dezamăgit faza de apărare. Oltenii ne-au mărturisit că nu se așteptau să mănânce bătaie la Șotânga, cel puțin se așteptau să plece cu un punct. Sincer să fim, nu ne așteptam la această înfrângere. Ne așteptam la cel puțin un egal, am venit să câștigăm. Drept dovadă am avut și 4-5 ocazii mari. Târgoviște n-a avut ocazii cum am avut noi și ne-au bătut din două greșeli personale. Care sunt? Două centrări din lateral, în fața porții, o greșeală de fundaș. A fost și schimbat, dacă ați observat, unul din fundaș și fundașul lateral stânga. A intrat celălalt, a greșit și el și fundașul central. Două greșeli personale, dar fără ocazii mari. Marius Zidăroiu ne-a mărturisit că este o mare realizare această victorie și că în cel mai scurt timp echipa va reveni în forță. Marius, tu ai reușit să deschizi scorul pentru FCM Târgoviște iată după o revenire după un an de zile la FCM. Da, în primul rând mă bucur pentru mine că am revenit cu un gol și pentru echipă că prindem curaj ușor-ușor și avem și rezultate. Cum ți s-a părut evoluția celorlalți colegi? Am văzut că cât de cât strigai la ei, erai foarte nervos. Da, să-i ținem priză puțin, să fim puțin mai agresivi, suntem pe teren propriu și să nu pierdem meciul din mână. Vine un meci destul de greu la Jurovinar. Ce vă propuneți acolo? Chiar foarte greu, ținând cont de condițiile care sunt acolo, noi ne propunem să nu pierdem. Această săptămână este destul de grea pentru Fotbal Club Municipal Târgoviște. Vineri, băieții lui Remus Gâlmencea vor juca în deplasare cu Jurovinari, unde speră să facă o figură frumoasă.